M-a trimis mama la școală să mă facă inginer, măi. M-am cuplat cu o profesoară și așa am ajuns șofer. Bună dimineața și bine v-am găsit cântec de întâmpinare de o săptămână. Au început și facultățile. Clujul eminamente s-a uh, blocat. S-a blocat. Uh, e primatură. Primatură sfârșit de august. Clujul s-a bocat, mai ce așa greu? S-a bocat, adică Cuvântul ăsta când îl folosești spui că e gata totul. Primul val sfârșit de august când se întorc genii din vacanțe, al doilea val în început de septembrie când începe școala și ultimul val vin studenții, facultățile, Clujul este literalmente bocat. Aștepta weekendul trecut să vină viiturile și au venit viniturile. Viniturile, așa se numesc, studenții care vin din alte orașe și județe să studieze în Marea Metropolă Cluj-Napoca. Mă mândresc și eu că vinitură. Chiar acum, Vlad, 25 de ani de când am venit din Alba la facultate. Nu se vede, dar 25 de ani se împlinesc în această toamnă. Tu n-ai atâția ani de viață. Bineînțeles că se repune pe tapet problema asta a chiriilor. Dar sunt deja panouri în Cluj-Napoca. Chiria prea mare, Mută-te în Bacău. Ai văzut? Da. Hai în Bacău, vină în Bacău. Au apărut panouri. No. Cineva s-a dus să vadă care e situația în Bacău. Oraș frumos, elegant, aerisit, spații verzi, filarmonică, teatru, <laughs> teatru, stadion, biblioteci. Acum o să ziceți că acolo e trist, nu să răi sumbru, că de acolo e Bacovia, poetul Bacovia. Nu e nimic, ducem palică. Eu zic așa, să plecăm vreo 200.000 de, de clujeni, mă rog, vinituri cu toții, să ne mutăm în Bacău, nu, 200 de mii. S-ar mai erisi Clujul, așa, ducem și o pălincă să treacă cu bine atmosfera bacoviană și ne întorcem în Cluj, Napoca, când? Când e gata metrou? A? Vrei să te apuce pensia acolo? Al treilea neam, o să vină strănepoții mei, sunt Nicu Bacău, nu Bendea. Da, este o variantă. Cafeaua este data astăzi, bineînțeles, totul branduit. Cafea, ceașca de cafea e branduită frumos cu buymeacoffee.com slash de domnul Negruț din Huedin să trăiască la mulți ani. Adi cu sala lui de fitness de la Cruj Arena și-a făcut un bun obicei. Ține Dumnezeu suca și năravu să ne dea câte o cafea dimineață. Tibi baia vechea mică a dat și el și Traian Tătaru. Zice, în sfârșit v-am dat o cafea, poate ajunge la voi rece. Dragul meu, nu-i rece, e numai neagră. Asta este. Așteptam noi, cum am zis weekendul trecut, așteptam să vină ciclonul, să vină vijelia. Să... Am avut noi parte de ciclon și parcă și vijelia a slăbit. 20 de kg slăbit în ultimile șase luni vale vijelia. Confirmă Georgiana Lobonț, partenera de... Partenera de scenă a artistului zice că, știi, că acum ca o fel de fel de diete, nu? Cum mi-a explicat și Petric, Petru, exerciții, nu știu ce, să-mi amintești pe, la cafea când e gata, să fac și eu niște răsuciri de corp în fine. Uh, dieta mediteraneană, mănânci așa, post intermitent, nu? Asta e dietă cu șofer șoferul o oh, vale vigilie, dă din nu știu câte, nu știu cât, că el pleacă în țară, pleacă, îi dă vigilie, stă în spate și șoferul îi dă uh, grăunțe, rog, acolo, curmale, și valvijerie mănâncă, iar unca acolo, caju și uite, așa slăbești. Condiția e să fi plecat, să fi tot timpul cam pe drumuri. Dar nu pot să nu zic, înainte de deschiderea anului universitar, premierul Ciolacu a fost la căminele din regie, la căminele studențești din regie și într-un cămin de fete, hmm, ciudat, uh, s-a arătat foarte intrigat de faptul că toaleta e comună, toaleta vesti uh, baia e comună, adică la dușuri ca pe vremuri. Și a zis la o domnișoară studentă, zice, cred că vă este greu, că zice, nu, ne-am acomodat. Așa e românul, mă, rezistăm la orice ciclon, la orice vijelie. Buda în fundul curții, Buda comune, va facem și rezolvăm. Iar lui Iohannis, unde a fost la deschiderea anului universitar, la Academia de Muzică, mă, el care e afon total, a fost la deschidere la conservator. așa e și el, o conservă, un robot de modă de 10 ani. Totuși ceva și ceva are el cu muzica. O condus țara 10 ani după ureche. Și mare trombonist. L-a întrebat cineva, un student din anul 4, l-a întrebat, zice, domnule președinte, zice, ce părere aveți, cheia sol sau cheia fa? Ce preferați? Și el a zis cheia de la casele mele din Sibiu. <laughs> Muzical a fost, au fost cele două mandate ale sale. A venit așa, ca un adagio, lento, pas cu pas, da? A condus țara așa, mediocro. Și acum aș pregăti fuga. Și noi ne-am te cântat. Noi ne-am te cântat. Apagubă. Deci, domnule, suntem o țară de meloman. Ca acum își pregătește fuga. Uh, apropo, domnul Iohannis, vă informăm, noi nu prea mai este zăpadă la Bâlea Lac, s-a cam topit, deja vă luați schiurile, uh, dar mergeți să jucați golf la Neptun, acolo unde aveți trei găuri. Sper una să fie suficientă de mare ca după decembrie să vă băgați capul în ea ca struțul. slash Nicu Bendea. Eh, ne ducem și noi emisiunea mai departe. Mugurii Sărescu, știi câți ani are asta măi? Asta de el semnează banii. 75 de ani. Și lor mai ales încă un mandat de 5 ani să fie guvernatorul BNR. Ionilescu a zis, încă e tânăr, să-i mai dăm o șansă. Ăsta <gătări> o să moară semnând bancnotele. În dai... timp ce semnează bancnotele. În timp ce, mulțumesc domnul, să vede că a început universitate, a început și tu a patra facultate, facultatea mentală. Semnează acolo și... Dar în 5 ani eu cred că nu o să mai fie bannote, nu? O să se apuce să semneze pe carduri, pe telefoane, pe... Florin Salama a împlinit și el 45 de ani la mulți ani. Soțial Roxana i-a dus un tort în formă de inimă, poliit, taurit și când am mușcat din el maestru, era înăuntru un Rolex. Bine, nu, ăsta aici a primit din drag, de la Vlad. Mi l-a făcut când am împlinit 74 de ani și eu. Mi l-a făcut cadou un Rolex. Dacă își rupea la mufa în Rolex, mă, mai faceți cadouri de astea. Și băiatul că mi-am notat, că nu-i țin eu minte pătăți, băiatul Costel Biju. Biju, Biju. Ăsta nu-i rasă de... Da. Băiatul lui Tony One. Cum zic pe nume la copil Tony One? O împlinit 18 ani. Al doilea Tony 2, Tony 3. Aaaa, e mai ușor, da mă. Tony One, Tony 2, Tony 3. Și dacă e fată, tona, ton, tonița. Da, și băiatul său de 18 ani a primit cadou așa. Un Rolex, nu știu ăla dacă, care a fost în tortul lui Salam, un Mercedes multe clase, mai multe decât ai căsă, și un, pent, <laughs> penthouse, mă. Adică la 18 ani, plus că eu cântat țancă la majorat. Ce poți să-ți mai dorești de la viața asta dacă la 18 ani ai chestiile astea? El a spus că o să rămână în continuare... Umil smerit și ascultător de părinți și poate la nu face și nuntă. Vezi tu cum e că, nu, dacă ești învățat așa, la majorat un fel de cadou, la, te vezi, face evenimente de astea. Face o nuntă, un divorț, o nuntă, da. un divorț. Ce să trebuie să <a> <ezi> 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 nu Nunta tu. nu? Tatu, Monica Tatu, fie sănătoasă. Uh, Dan Pavel, domn profesor, domnul Dan de la Survivor, și-a amânat luna de miere pe bază de Survivor, că nu știe când de fapt căznicie, în Ce trebuie să fii survivor, domnul profesor Dan Pavel sau Pavel, da, e, e foarte greu că noi românii încurcăm utilul cu plăcutul. Un român își bătea nevastă zilele trecute în metrou în București și o sărit o doamnă, o bătut-o și pe ea. O mai sărit un domn, i-o dat două cărălabe, dar ăla l-o imobilizat cumva, știi? Și o zis ăsta, care e agresorul, zice, da ce acum, nu mai e voie nici să-ți nevasta? Văi, câte chestii. Dar totuși e de aprecia faptul că o să un domn, o și un domn să-i despartă, că mai nou când se întâmplă un incident, un accident, un asta, toată lumea nu mai filmează, știi? Nu te duci să-i dai primul ajutor, să-l resuscitezi, să... Da, merge. Și live pe TikTok, live pe... așa e. Căznicia brățară de aur. Da, Bianca Drăgușanu, în alte ori, de idei, o zis că ei merge foarte bine de când nu se mai expune public. Că multe, și că ești vedetă și că nu ești, dacă te expui public, dăunează relației. Și au zis că l-au luat pe bădălău și au 10 zile cioc în cioc. <gânghe> mai are și expresii din Deva. Cioc în cioc și le o mergi relația, s-o revergolat, Îți dai seama că bădălău stătea cam la ciocul dânse, el stătea, știi? bot în bot aveau ăștia. Da. Cam atât pentru astăzi cafeaua de după a fost o cafea așa mai amestecată, a fost un mix, să nu uităm că vinerea viitoare vă aștept la spectacol în Țara Moților, la restaurantul Panagusto din Câmpeni. O să fie show, o să fie o promis că vine și doamna profesoră Sanda Bold cu gașcă numai intelectual vin. Încheiem aici cu sloganul sănătoși să fim și cu voie bună, cum zice domnul profesor de not Nicu Negru. Sănătoși să fim și cu voie bună. Să nu uităm că astăzi este ziua mondială a animalelor, dar destul despre politicieni. Weekend plăcut. Share, subscribe, like, comment.